Aladin Georgescu, Marius Creciu și Constantin Trușcă sunt cei trei lideri ai Partidului Social Democrat Mehedinți care au intrat în competiția internă de alegere a filialei județene a PSD. Și dacă Aladin Georgescu nu a avut contracandidat, cei mai importanți primari ai județului au concurat pentru funcția de președinte executiv. Socialdemocrații mehedințeni s-au reunit în conferința județeană de alegeri. La eveniment a participat și Viorica Dăncilă, liderul PSD și prim-ministrul României, însoțită de mai mulți membri ai guvernului. Momentul a debutat cu intonarea imnului național și a continuat cu discursurile invitaților. Până acum am făcut treabă bună împreună, atât în plan național, dar și în plan local. Și, în consecință, mi-aș dori ca atunci când vom avea adevăratul bilanț la anul, la alegerile locale și la alegerile parlamentare, cetățenii județului Mehedinți și cetățenii României să conștiințească prin vot lucrurile bune care le-am făcut. Eu sunt acasă atunci când pun piciorul în drobeta Turnul Severin, orașul unde m-am născut, unde am crescut, unde la 18 ani, de unde la 18 ani m-a apucat plecatul în lume și iată că revin de fiecare dată aici unde este familia mea și unde mă simt întotdeauna extraordinar de bine. Ce pot să-i reproșez lui Aladin Georgescu sau ce pot să reproșez organizației PSD Mehedinți, care este, zic eu, una dintre cele mai importante organizații ale Partidului Social-Democrat din această țară și, stimați colegi, mă vin în fața domnilor voastre pentru că sunteți un motor cu adevărat important pentru Partidul Social-Democrat. Pe de altă parte, parlamentarii PSD de Mehedinți nu au ezitat să își expună deopotrivă mulțumirile, dar și nemulțumirile în fața liderilor centrali, în contextul în care, spun ei, PSD Mehedinți nu are o reprezentare importantă la nivel guvernamental. Nu o să fiu ipocrit să nu recunosc că în PSD Mehedinți nu au fost discuții aprinse, cele de demisie, pertinente sau mai puțin pertinente. Dar am avut cu toții maturitatea politică să ne așezăm la masă, să discutăm și mai ales să pregătim alegerile europarlamentare. Alegeri pe care le-am câștigat și le-am situat din nou pe locul 3 la nivel național. Din păcate, nu toate organizațiile județene au dat dovadă de maturitate politică, iar această imaturitate a lor este nedreaptă față de noi, organizațiile județene care am muncit. În competiție internă pentru cele mai importante funcții din cadrul filialei PSD Mehedinți au intrat greii partidului și dacă Aladin Georgescu nu a avut nicio emoție căci a fost singurul candidat la funcția de președinte, pentru funcția de președinte executiv, bătălia s-a dat între Marius Creciu și Constantin Trușcă, ambii candidați pentru același post. Candidez nu pentru că m-am gândit vreodată să conduc organizația PSD Mehedinți și nu o să candidez niciodată pentru funcția de președinte. Aș fi candidat acum dacă mi-aș fi dorit acest lucru. Eu doresc să contribuie la construirea unei organizații puternice, la fel de puternice și în timpul campaniei electorale, ca și în timpul aplicării actului de guvernare. Pe de altă parte, primarul Severinului a renunțat să își susțină candidatura din punct de vedere politic, în schimbul susținerii proiectelor de care orașul are nevoie. El a cerut oficialilor guvernamentali sprijin pentru termoficarea orașului, dar și pentru preluarea portului. Încă avem un sistem centralizat pe care vrem să-l păstrăm, vrem o gigacalorie ieftină pentru severineni, pentru că de-aia ne aleg, și această problemă poate fi rezolvată cu ajutorul dumneavoastră. Mai avem însă un hop această iarnă unde am avea dorința să ne sprijiniți pentru că avem nevoie, comunitatea are nevoie de sprijinul dumneavoastră și cred că și merită. Dragi colegi, iată-ne aici, după un drum lung, parcurs împreună. Cea mai mare parte dintre membrii PSD cu care am pornit la drum sunt aici, tot împreună, ceea ce înseamnă că organizația noastră domnește echilibrul și respectul reciproc. Am demonstrat de-a lungul timpului că am fost și suntem o mare familie. Și totuși, ca orice familie, am mai fost și de rapaje, înțelege, divergențe de opinii pe care le-am rezolvat în interiorul organizației noastre, acestea fiind adevărate lecții pentru noi cu o valoare constructivă. La conferința județeană au participat peste 500 de delegați cu drept de vot din toate organizațiile locale ale Partidului Social Democrat.